Cinci focare de peste porcine africane la porci domestici au fost confirmate în patru exploatații din localitatea Halmăști, respectiv în una din localitatea Cosniciu de Jos, au anunțat reprezentanții Prefecturii Sălaj. În acest sens au fost aprobate două planuri de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane la porcul domestic. Începând de săptămâna trecută a fost stabilită zonă de protecție în jurul focarului din localitatea Cosniciu de Jos, cu o rază de 3 km, incluzând localitățile Ip, Parțial, Cosniciu de Jos și Cosniciu de Sus și a fost stabilită o zonă de supraveghere în jurul localității Cosniciu de Jos cu o rază de 10 km, incluzând localitățile Ip, Parțial, Marca, Porț, Marca Hută, Fufez, Leșmir, Șumal, Camăr, Zăuan Băi, Pustă, Parțial, Bilgez, Zăuan, Nușfalău, Drighiu, Aleușc, Halmăș, Cerușa, Plopiș, Parțial, din județul Sălaj și localitățile Varea Cerului, Suplacu de Barcău și Porumblaca, din județul Bihor. De asemenea, a fost stabilită zona de protecție în jurul focarului din localitatea Halmăști, cu o rază de 3 km, incluzând localitățile Halmăști și Cerușa, parțial, iar zona de supraveghere include localitățile Marca, Marca Hută, Ip, Cosniciu de Jos, Cosniciu de Sus Cerușa Parțial, Aleuș, Făgetru, Drigiu, Bozieș Parțial, Plopiș, Iaz, Fufez, Zăuan, Nușfaleu Parțial din Județul Sălaj și localitățile din Județul Bihor, Socet, Hută Voievozi, Valea Târnei, Codrișoru și Inteu. Autoritățile au transmis că orice îmbolnăvire sau mortalitate se va anunța la Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sălaj, în timp ce polițiștii și jandarmii vor realiza controle pe întreg teritoriul județului și cu precădere în zonele afectate de pesta porcina africană respectiv pe căile de comunicație rutieră. Data estimativă a repopulării cu animale va fi stabilită în funcție de situația epidemiologică.